Slăvit și binecuvântat să fie Domnul! Dacă vreți să urmăriți cu mine un cuvânt din Scriptură, deschideți, vă rog, la Filipeni, capitolul 3, și citim de la versetul 10 la 14. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte căutând să-L apuc. Întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Amin. Meditația mea, și asta din start vă spune că va fi un cuvânt scurt, este cu privire la această alergare, cu privire la acest drum. Și mi-am intitulat meditația Drumul spre Hristos. Drumul spre Hristos. L-am luat ca model pe Apostolul Pavel. Da? Cred că este un model vrednic de luat, de urmat. Chiar el are un cuvânt către biserica din Corint și zice: călcați pe urmele mele, pentru că și eu calc pe urmele lui Hristos. Dar am să vorbesc despre acest drum către Hristos în cheia unui subiect care mie mi este foarte drag. De atâtea ori m-ați auzit spunând asta și de atâtea ori m-ați auzit vorbind despre asta. Și anume, ucenicia. Ucenicia, discipleship. Or spiritual formation. Formare spirituală. Creșterea și maturizarea noastră în Hristos. Da? Și am să vorbesc în această cheie de interpretare sau de înțelegere a drumului către Hristos. Și chiar dacă v-am mai întrebat, nu e greșit să vă mai întreb o dată, aveți idee de câte ori apare în Scriptură, în Noul Testament, cuvântul creștin? Do you know how many times the word Christian appears in the New Testament? 3 times. 3 times. And 2 of those 3 times, 2 din aceste mențiuni, e cu privire la ucenici, la matetes în Greek, la disciple or disciples. Aveți idee de câte ori apare cuvântul ucenic în Sfânta Scriptură? Deci creștin de 3 ori și de 2 ori cu privire la ucenic. Aveți idee cam de câte ori apare cuvântul ucenic? De 269 de ori. De 269 de ori. Asta înseamnă, cum spunea fratele Lazar azi dimineață, când vorbea despre Eclesia, eveniment pe care îl așteptăm cu atâta bucurie și cu atâta, eu cel puțin îl aștept cu atâta bucurie și cu atâta anticipație, pentru că e vorba de procesul acesta de ucenicie. Da? Procesul de ucenicie, de a face ucenici. Înseamnă că e foarte important. Foarte, extrem de important. Dar îl luăm pe Pavel ca model și vreau să-l prezint în drumul lui către Hristos
în patru etape sau în patru segmente. Când începe drumul lui către Hristos? Când începe? Măcar Ecclesia students should know, right, Aaron? Când începe drumul lui către Hristos? E un rabin, e un fariseu, e un om extrem de zelos și de dedicat pentru cauza lui, persecută creștinii, toate le știți. Dar când începe drumul lui către Hristos? Drumul Damascului. Drumul Damascului. Fapte 9, drumul Damascului. Acest segment sau această caracteristică a uceniciei, fără aceasta ucenicia nu poate avea loc. Trebuie să aibă loc întâlnirea personală cu Hristos. Poate nu la toți la fel de dramatică, poate nu la toți ne apare Hristos în slavă, poate nu la toți ni se adresează sau să intrăm în dialog cu El, dar trebuie să existe această întâlnire cu Hristos. Acest drum al Damascului. Drumul Damascului. The Damascus Road. It's the road of conversion. It's the road of confrontation, if you want. Un drum al confruntării when we are ambushed by Christ. Când suntem confruntați, întâlniți de Domnul. Și are loc întoarcerea noastră la Domnul. Este o confruntare radicală, fundamentală, esențială. Și fără asta nu poate începe drumul către Hristos. Amin? Are you in agreement with me? Yes. Toți trebuie să avem drumul Damascului. Când pregătim candidații pentru botez, primul lucru pe care îl cerem, fără de care nu putem merge mai departe. It's their personal testimony and how they met Christ. Cum l-au întâlnit pe Domnul? Când s-au întâlnit cu Domnul? Cum a fost întâlnirea lor cu Domnul? Este acest drum al Damascului. Apoi, drumul către Hristos continuă și este un alt segment extrem, extrem de important. Și iarăși, Pavel este ilustrativ și extrem de practic în acest sens. Ne spune și faptele apostolilor, dar mai ales Pavel vorbește despre asta în epistola către Galateni, în capitolul 1. Și ne zice așa, că atunci când s-a întâlnit cu Hristos pe drumul Damascului, l-au dus în cetate, l-au dus în Damasc, nu s-a suit la Ierusalim, nu s-a dus să aibă întâlnire cu apostolii, n-a vrut nicio întâlnire cu nimeni, ci spune că s-a retras în pustiul Arabiei. Și a stat acolo aproximativ 3 ani de zile. Probabil că a predicat, pentru că a predicat și în Damasc pentru câteva zile și apoi a plecat. Și un astfel de om care s-a întâlnit cu Hristos și clocotea inima în urma acestei întâlniri nu putea să tacă, dar acolo în pustiul Arabiei, da? A avut un timp extrem de prețios, un timp personal, aș zice eu. Timpul personal. Timpul de comuniune cu Domnul, timpul de retragere. Știți, Domnul Iisus, dacă vedeți, în Evanghelie, mereu și mereu, se scoală dis de dimineață și dispare. Pe când se scoală ucenicii, El nu mai e. Îl caută. Unde-i? Unde a dispărut? Unde era? Încă pe când era noapte. Unde era? Unde pleca? Nu-i așa că știți? N-am nicio îndoială că știți. Era în munte să se roage.
era în munte să se roage. Timpul acesta privat cu Domnul, în această lume nebună, în goana ei nebună, după nimic, după a avea, în această lume bombardată cu informație, în acest iureș al vieții și în acest stres al vieții, creștinul se întâlnește cu Domnul dis de dimineață. Are un timp special cu Domnul. Nu-i așa că o să fiți de acord cu mine? Amin? O să fiți de acord cu mine? Nu trebuie să fiți de acord cu mine, trebuie să fiți de acord cu Scriptura. Drumul Arabiei este extrem de important. Acolo ți se descopere Dumnezeu, acolo îți arată tainele, spune el, Evanghelia pe care am primit-o, n-am primit-o de la oameni, am primit-o direct de la Dumnezeu. Acolo face sens tot ce ai învățat la picioarele lui Gamaliel, pentru că el a crescut în Ierusalim, s-a format la picioarele acestui mare rabin, Gamaliel, însă drumul în Arabia, cei 3 ani, despre care nu spune nimic, e o taină, e un secret, e un mister. Acolo s-au descifrat toate învățăturile lui și au căpătat un sens mântuitor, un sens, un redemptive frame of reference in everything that he taught, in his theology, în teologia lui, în gândirea lui. Totul a conectat mesianic, totul a conectat în Hristos și a făcut sens. Da? Eram nu de mult la o conferință cu pastorii în România și poate undeva la vreo 300 de pastori și tema pe care o aveam de prezentat era cum să trăim cu Dumnezeu în pandemie. Da? Acum v-ați dat seama că cam în ce perioadă a fost. Cum să trăim cu Dumnezeu în pandemie? Un creștin, un copil al Domnului, cu toate elementele date de criza prin care am trecut. Și în prezentare am spus că pentru pastor, pentru un slujitor, erau acolo prezbiteri, păstori, slujitori din multe, multe biserici. Și am spus, cred că pentru un păstor este fundamental, esențial, obligatoriu să petreacă dimineața, primele ore ale dimineții, că se scoală la 4, că se scoală la 6, nu știu la cât se scoală, și să petreacă cu Domnul măcar două ore. Și am zis, dacă nu petrece cu Domnul măcar 2 ore, să nu se aștepte să aibă o zi liniștită și o zi așezată. Dacă stai cu Domnul măcar 2 ore. Și am mai spus mai multe lucruri care nu le spun aici și acum, dar la urmă au venit mai mulți și mi-au spus, frate, 2 ore? Păi nu pot să-mi permit 2 ore. Și eu am zis, dar nu cred, am sperat că spui că nu poți să-ți permiți să nu stai 2 ore, măcar 2 ore. Deci, iată, în formarea noastră spirituală, modelul de ucenicie și de formare și de prelucrare și de transformare a Apostolului Pavel este această retragere, acest timp pe care îl ai cu Domnul. Segmentul 3. Drumul al treilea. Am stabilit până acum drumul Damascului, convertirea, drumul Arabiei, comuniunea privată cu Domnul, întâlnirea personală, în disciplina spirituală a sta cu Domnul deoparte. Vine al treilea. Deci care credeți că este al treilea? Sunt sigur că știți. Știți pe din afară. Mă, poate nu v-ați gândit niciodată în forma aceasta, în felul acesta. Spune Apostolul Pavel că după ce a venit din Arabia,
s-a dus la Ierusalim, în sfârșit, tot Ierusalimul s-a pus în mișcare, cel care persecuta pe creștini e aici, s-a întors la Hristos, e un urmaș al lui Hristos acum, și doctorul Luca va consemna în Faptele Apostolilor, toată cetatea s-a pus în mișcare și liderii religioși puneau la cale și făceau planuri cum să-l prindă și cum să-l omoare. Și atunci frații apostolii l-au sfătuit și au zis: frate Saul, pentru tine e bine să te duci în situația aceasta, în contextul ăsta, e bine să te duci acasă, în Tarsul Ciliciei. Cilicia era o provincie romană. Romanii, de fapt, stăpâneau peste tot acolo și l-au sfătuit să meargă acolo și s-a dus. A ascultat de ei și s-a dus. Apoi, accentul în Faptele Apostolilor se mută pe Barnaba și Fapte 11 ne spune că Barnaba s-a dus în Antiohia. Deja ați ghicit. S-a dus în Antiohia. Mare trezire în Antiohia. Barnaba, plin de Duhul Sfânt, însoțit de Domnul, dar a zis el așa: pentru voi și pentru situația asta și pentru că știu cine este cel care e chemat de Domnul pentru neamuri, pentru neamuri, for the Gentiles, pentru că majoritatea creștinilor din Antiohia erau greci, erau sirieni, erau alte etnii, erau și evrei, da? Și Barnaba a zis: I know what you need and I know who you need. Și s-a dus și l-a căutat în Tarsul Ciliciei pe Saul. Și zice, l-a căutat și l-a găsit. Și l-a adus în Antiohia și un an de zile amândoi au slujit în acea biserică. Și abia după un an de zile Duhul Sfânt a vorbit prin prorocii din acea biserică și a zis: puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Deci ați ghicit care e al treilea drum, da? Primul drum e drumul Damascului. Al doilea drum e drumul Arabiei. Și acum vine un timp al slujirii, un timp al slujirii în comunitate, un timp al slujirii în biserică. Și drumul acesta se numește drumul, ziceți, vă e frică să ziceți? Drumul Antiohiei. Drumul Antiohiei. De acolo pleacă în călătoriile misionare, acolo se întoarce, de acolo pleacă, acolo se întoarce. Misionarii și astăzi trebuie să aibă acest concept. Ei pleacă dintr-o biserică locală. Ei nu pleacă așa că le trece lor prin minte. O biserică locală trebuie să-i trimită, trebuie să-i susțină, acolo trebuie să se întoarcă, acolo trebuie să trimită rapoartele misionare, dar este drumul acesta al slujirii. Deci drumul convertirii, drumul Damascului, drumul comuniunii personale, private cu Domnul, drumul Arabiei, drumul slujirii, drumul Antiohiei și mai este unul. De acum e simplu, cred că intuiți 99%. Care ar fi al patrulea? Și-a dorit mereu, a visat mereu, a sperat mereu, a plănuit mereu, numai nu s-a întâmplat așa cum se gândea el, ci s-a întâmplat așa cum a vrut Dumnezeu. S-a dus sub arest, a fost dus sub arest. La Roma este drumul Romei, drumul crucii, drumul suferinței, drumul prigoanelor. Fie din partea unor așa ziși creștini, fie din partea păgânilor, fie din partea evreilor, fie din partea romanilor, da? Din toate părțile.
Uitați-vă acasă, nu acum, uitați-vă la 2 Corinteni, capitolul 11, o listă întreagă și titlu în traducerea românească, acolo zice necazurile apostolului. Citiți-le. Să vedeți ce lungă e lista aceea și ce grea. Noi am primit harul nu doar să credem, ci să și suferim împreună cu Hristos. 2 Timotei, capitolul 4, ultima epistolă, ultima scrisoare a apostolului din închisoarea Romei, spune, sunt gata, sunt gata. Vedeți, aici spune, alerg, n-am ajuns încă, cu tot din adinsul, fac totul, cu orice chip să ajung asemenea lui, să-l cunosc pe el, să-l apuc. Și acum, în 2 Timotei, capitolul 4, în altă cheie scrie, în altă notă, zice, sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Și clipa plecării mele este aproape. Mi-am sfârșit alergarea. Am luptat lupta cea bună a credinței. Ce frumos! Deci este drumul Damascului când te întâlnești cu Hristos, convertirea, schimbarea radicală a vieții. Este drumul Arabiei când dezvolți o practică de a sta cu Domnul și numai cu Domnul, tu cu Domnul. Este un drum în care te dedici slujirii în comunitate, în biserică, în adunare, între frați, drumul Antiohiei. Și în toate acestea, și prin toate acestea, este și drumul Romei, un drum al suferinței, un drum al crucii. Să ne întrebăm, să ne uităm în oglinda Scripturii și să ne punem serios întrebarea, suntem ucenici ai Domnului? Și dacă suntem, avem aceste patru dimensiuni ale vieții de ucenic? Ne-am întâlnit personal cu Hristos? Avem timpul nostru numai cu Hristos, dar nu așa de 5-10 minute, de o cafea, bem o cafea cu Domnul, cum e conceptul ăsta american, aiurea. Da, Hristos a murit pentru noi și noi facem o pauză de cafea cu Domnul. Nu că ar fi rău măcar 10 minute să începi, dar când prinzi gustul, nu te satisfac 10 minute. Stai cu Domnul cât poți de mult. Apoi este slujirea, când asculți de frați, când asculți de Duhul Sfânt, când ai un punct de referință, când te duci, când vii, când mereu te raportezi la o comunitate locală, da? Și cu toate acestea și prin toate acestea, suferința pentru Domnul, pentru Hristos. Doamne, din biserica noastră ridică ucenici, ridică lideri, ridică slujitori, fă din fiecare din noi, copiii tăi, ucenicii tăi, care să avem în umblarea noastră, în drumul nostru către Hristos, aceste patru dimensiuni. De fapt, Hristos e cu tine. De acolo, din momentul acela al întâlnirii de pe drumul Damascului, Domnul e cu tine în Arabia, e cu tine în Antiohia, e cu tine în Tarsul Ciliciei, e cu tine în Roma, e cu tine pretutindeni. Ne-a promis că nu ne lasă, ne-a promis că merge înainte, iar noi ca niște ascultători și în deplină ascultare, în deplină supunere, călcăm pe urmele Lui. Doamne ajută! Amin.